Toate orașele din județul Sălaj și mai mult de jumătate dintre localitățile limitrofe lor au depășit rata de infectare de 3 cazuri la 1000 de locuitori. Măsurile suplimentare de siguranță, cum este și limitarea circulației pe timp de noapte, ar putea reduce numărul de infectări, consideră autoritățile. Eu cred că vom reuși să stabilizăm acest lucru și chiar în următoarele 2-3 săptămâni să avem un declin al incidenței. Deci toate măsurile converg spre această idee de a limita contactele cât mai mult cu putință. Ne-am luat măsuri de prevenție și am făcut solicitări de mersuri, mă rog, administrative pentru a trece pe lista spitalelor COVID și alte spitale din județ. Cea mai mare presiune este în continuare pe sistemul medical. În tot județul Sălaj sunt în total 415 medici, aproximativ 1100 de asistenți medicali și puțin peste 300 de infirmieri. La Spitalul Județean din Zalău, aproape o treime dintre angajați au contactat până acum virusul, iar 76 dintre ei sunt încă infectați. La finalul verii, în luna august, am testat masiv întreg personalul care a fost în concediu de odihnă. Atunci am descoperit și primele cazuri. În total, de la finalul verii, am avut 225 de cazuri în rândul angajaților. Situația este foarte grea, pentru că vorbim de afectarea fizică a celor care se întorc după boala COVID-19, colegi care se întorc după 14 zile, și sunt obosiți, se resimt, lucrează mai greu. Municipiul Zalău are o rată de infectare de 8,47. Cu toate acestea, oamenii nu respectă nici acum regulile impuse de pandemie. Destul oameni sunt care nu respectă. Ar trebui luat în serios. Încă nu suntem conștienți. Să ne păstrăm și noi cât trebuie să ne păstrăm. Asta depinde de fiecare. Problema mai este în magazine, că nu respectă distanța magazine, să urcă acolo pe tine, că parcă dacă ar sta la un metru distanță, nu tot acolo ajunge. Județul Sălaj are o capacitate de testare de aproximativ 500 de teste pe zi, peste media națională.